am pierdut tot timpul și acum are un Cluj rol de gigante. Până la urmă noi suntem la Liga 2, da? Dar e adevărat că îmi doresc ca în situația în care vom juca bine la București, vom fi puternici din punct de vedere mental și ne vom obține promovarea la Liga 1, să rămână număr mare de jucători, dar e clar că putem îmbunătăți acest lucru. U are prima șansă acum la acest scor și... Șansele sunt 50-50. De ce? Am o echipă puternică și ați văzut și dumneavoastră astăzi, da? Dacă nu vom fi la fel de muncitori, de luptători, de determinați, vom avea mari probleme. Trebuie să uităm meciul de astăzi. Meciul, știți foarte bine cele de la 0-0, trebuie să mergem să avem curaj și de ce nu să dăm gol sau gol, dacă vrem să obținem ceva. Dar, mă repet, presiunea va fi enormă pe toată lumea. Nu numai pe noi, și pe ei. Acum, cel mai puternic va triumfa. Absența lui Eli Fernandez din meciul din returul să vă încurce? Avem 23 de jucători. Ați văzut soluția, am găsit? Sunt accidentat și la scon. Romeo a ieșit. Fundașul dreapta nu mai aveam, că mi s-a accidentat în prima repriză fundașul stânga. Și credeți ce? A jucat Gugu, fundaș dreapta, care normal e fundaș central. Până la urmă, asta trebuie să facă fiecare, pe orice poziție joacă, să se dedice și să facă totul pentru acest club. V-ați aștepta la 2-0 după eliminarea lui Fernandez? A fost un moment cheie, minutul 70, eliminarea lui. Da, în fotbal... Să știți că eu am pățit și mai rău. La Liga a doua am avut un joc la Satu Mare. Echipa adversă din minutul 70 era cu doi oameni mai puțin. Și am atacat în valul și am ratat și am ratat. Și acum tatăl acelui jucător chiar este la noi la centru de copii. Cine? Ăsta mai în vârstă. De statură mai mică. Care se ocupă cu organizarea? Onicaș? Onicaș, bravo. Era un băiat, și că l-a stat cu mare. Era la Lucea Froate. Și ce credeți în plus un moștrei? Bine, unica jucător cu experiență și-a jucat la nivel înalt. Și-a la U, bravo. Am atacat, ok, cu doi oameni mai puțin. Am dat un gol de la mijlocul terenului și m-a bătut 1-0. Și era primul meci al meu la Lucea Froate. Ce-ar fi trebuit să fac? Să cedez? Să plâng? Poate a fost nedrept. Am avut 50 de ocazii. Dar ăsta e fotbal. Trebuie să merg mai departe. Și aici credeți că la U n-am suferit și sufăr multe momente. Și v-am zis de ce. Pentru că noi am pierdut această promovare directă cu echipele mici. Trebuie să o recunosc. Da. Din păcate. Dar fotbalul e imprevizibil, mai ales atunci când îl joci doar pe teren. Se poate întâmpla orice. Și atenție! Asta nu înseamnă că e nebunia asta cu cotele, cu pariuri. Oameni, nu cred așa ceva. Și nu cred că vreun jucător de-al meu face așa ceva, iar eu nici atât. Fotbalul a văzut. În Germania ce se întâmplă, ce rezultate, în Anglia. Fotbalul e imprevizibil dacă joci pe bune. Da? Și așa ceva, cred că niciodată nu se va întâmpla la U, ca cineva, să facă atâta timp cât sunt eu, vreau. Combinație, vreo situație. Nu, n-am nici. Îți spui cum s-a văzut meciul din teren și cum ați simțit publicul? Bună seara. Da, sunt foarte recunoscător publicului care a venit în număr atât de mare și chiar am simțit suportul lor și am simțit de teren că e un alt fel de joc, nu cum e la Liga 2. S-a simțit presiunea și viteza de joc ca în Liga 1. Zic eu că am reușit să facem față. Alex, probabil cel mai important gol al tău, să zicem ultimul, a fost reușită care a declanșat fiesta la final. Da, cred că e unul dintre cele mai importante goluri ale mele, neprimit la faptul că am avut și ratarea din meu, care e foarte importantă. Însă zic eu că marcarea golului a fost doar punctul care a oferit publicului de a vedea întreaga muncă a echipei. Deci toată echipa a muncit pentru acel gol și eu doar am pus punctul final.
Amos, ceva intenționat faptul că n-ați mai mers la galerie la finalul meciului. Doar ați trecut și a salutat. Așa, am salutat toată lumea. Eram obosit și voiam să venim la vestiar să ne bucurăm împreună. Și după meciul cu Petrol ați fost obosiți, de exemplu? Atunci a fost altceva, a fost alt. Sunteți supărați pe galerie pentru ultima săptămână? Nu, aici aș vrea să intervin. Să știți că domnul Pintitu și mai ales eu am o relație extraordinară. Și acum dacă tot vreți să știți așa istoria mea la Ucluj, că știu că abia așteptați aflat mai multe, o să spun un lucru. Atenție! Eu când am venit aici, știți vorbele, nu te prinde ploaia, nu te prinde... Nu te prinde palton. Paltonul, nu te prinde geaca groasă, ok. Am avut înainte să înceapă acest campionat o discuție bărbătească și le-am zis tot timpul. Când aveți ceva de zis, veniți și vorbiți cu mine. Față în față, da? Am avut o discuție bărbătească cu ei și am convenit la un aspect. Câte puncte fac în primele 5 etape? Ați înțeles? Eu am zis că fac 10 puncte. Și el a zis, bă, dacă faci 10 puncte, rămâi. Dacă nu, veni peste tine, pleci acasă. Ok, sunt bărbat, sunt aici cu voi, nu e o problemă. Accept această situație, da? Țineți minte la metalul clubului în etapa 5-a, eram conduși cu 1-0 în minutul 70. 60, chiar din prima repriză, a spus și dumneavoastră din câte țin minte, da? Câte puncte aveam atunci după 4 etape? 3, că pierduțem la Iași, da? Să știți că în toată perioada asta, și n-am o problemă, am fost și înjurați, și fiecare jucător, și staff, și toată lumea, lumea a fost foarte rece cu noi, foarte neîncrezătoare cu noi, dar noi am mers mai departe. Am reușit să câștigăm, am făcut 12 puncte din 5 etape, a fost bine, binișor. După aia au mai fost situații, dar ei au apreciat acest lucru. Că eu vin și vorbesc cu ei orice s-ar întâmpla. Și acum, și oricând, le-am zis, bă, aveți ceva de spus? Veniți, dar vreau să vorbim civilizat. Nu pot să vorbesc, vă dați seama, cu 100 de oameni. Prefer să vorbesc cu 7-8 oameni, dar să vorbim civilizat, să ne respectăm. Și am toată apreciarea pentru ei. Își doresc foarte mult. Sunt frustrări mari, e adevărat la Cluj, că această echipă este la Liga 2. Uitați-vă în tribună. 20, 22, 25 de mii de oameni, unde mai vedeți? Vă întreb și eu. Credeți că eu n-am frustrările mele când am reușit să promovez direct? Am, le am. Și sufăr. Vreți să vă arat sau să fac acum pe victima? Am niște pete de 3 săptămâni pe gât. Și n-am fost la doctor. Nu m-am dus la doctor, dreapta, stânga, aici am pete. O să mă duc când se termină balul. Și sper să-l termin cu capul sus. Și promovând la Liga 1. Am probleme cu dinții pe aici. Asta e. Mai e o săptămână. Și pe aia le fac pe toate. Cred că mă duc direct în spital. Adică toate lucrurile astea. Nu suntem roboți. Suntem și noi oameni. Lasă o urmă. Lasă o urmă. Și suferim mult. Deși lumea crede și pare. E așa. E așa. Și viața de antrenor. Și viața de jucător. În multe situații. E și bucurie. Dar și suferință. Și durere. Viața de familie. Viața de familie. E de înțeles și supărarea suporturilor după meciul Gărnaștea, că cum a spus noastră, deja e al patrulea sezon de Liga 2 și vrea toată suflarea uistă, toți suporterii doresc să promoveze Liga 1 în statea. Acum, dar... iată, mai sunt 90 de minute care se poate sunt de acord, dar... obține acest rămânem mare acolo... deziderat. Da, ok, rămânem acolo la situația respectivă. Credeți că noi n-am vrut? Știți cum a plouat în ziua respectivă, că vreți? Știți ce posesie am avut? Știți cât am greunat jocul cu ploaia din ziua respectivă și terenul tot era greu? Mi-am zis, a fost momentul ăla că am luat gol. Că altfel, nu știu cum decurgea jocul. Dar de acolo ne-am chinuit, am mers, am încercat. Asta e situația, din păcate. Dar, încă o dată, până la urmă, le mulțumesc jucătorilor că au avut încredere. Și astăzi am avut încredere și am încercat să le imprim multă încredere și sper eu să avem la fel de puternici, de fapt, să fim și la următorul joc. Ce o să răspundeți înainte de meciul cu